Unul dintre liderii PSD Gorj, consilierul municipal Cristian Toader Paste, a declarat la Sud FM că partidul din care face parte este în declin. De asemenea, acesta a precizat că, dacă nu vor fi luate măsuri concrete de reformare, PSD va pierde următoarele alegeri prezidențiale, dar și locale. Toader Paste apreciază că orice candidat al PSD la primăria Târgu Jiu trebuie să aibă o echipă puternică în spate și să fie bine cotat în sondaje. Păcate, partidul nu mai este pe locul întâi în preferințele electoratului, aproape nici pe locul 2 nu mai este, deja am coborât pe locul 3, ceea ce este o scădere dramatică. Și din acest punct de vedere, partidul nu mai este un vehicul electoral cum era altădată. Acum este foarte important candidatul și echipa lui, programul cu care vine. Mai mult decât atâta, domnul Marcel Romanescu, primar în funcție, a știut foarte bine cum să își creeze anumite zone de influență și nu va fi ușor să fie învins în alegeri, pentru că am văzut cu toți la alegerile parțiale, am tratat cu superficialitate, ne-am crezut învingători dinainte și rezultatul a fost un dezastru. În opinia socialdemocratului, fiecare partid din România, inclusiv PSD, trebuie să-și regândească politicile, astfel încât la cârma instituțiilor publice să nu mai ajungă oameni nepregătiți.